Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar. Sodoma și Gomora din Biblie. Această istorie nu este o istorie ca oricare alta. Istoriile din Biblie sunt altfel de istorii. Ele sunt învățături și chemări pentru noi și mântuirea noastră. Așa e și cu istoria cetăților Sodoma și Gomora. Ea este o chemare a dumnezeirii. Ea ne arată ca o oglindă starea noastră păcătoasă și strigă pe noi să ieșim din răutăți. Domnul a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în fără de legi. În acest înțeles, vom cerceta cu deamănuntul istoria cetăților Sodoma și Gomora. Minunate învățături sunt și în această istorie. De la început până la sfârșit, istoria cetăților Sodoma și Gomora este plină de învățături sufletești. Le vom arăta pe rând. Ce spune Biblia despre cetățile Sodoma și Gomora? Din Biblie putem afla că locuitorii Sodomei și Gomorei erau din urmașii lui Ham, adică și devița lor erau răi. Mai amănunțit, Biblia nu ne spune cum au ajuns aici și cum și-au zidit cetățile. Biblia ne spune numai două lucruri. Oamenii din aceste cetăți trăiau într-un ținut plin de belșug și bogăție, iar a doua, că erau foarte stricați. Cetățile Sodoma și Gomora erau așezate în câmpia Iordanului. Azi, această câmpie este o pustietate mare. E un ținut mort ca și Marea Moartă, fără vegetație și fără viață. Nu însă așa era acest ținut înainte de prăpădul cetăților. Biblia ne spune că în timpul acela, Valea Iordanului era un adevărat paradis. Iordanul nu se oprea în Marea Moartă, ci curgea înainte până la Marea Roșie, revărsând în jurul lui viață și belșug. Când Avram s-a despărțit de Lot, fratele său, Lot și-a ales câmpia Iordanului tocmai pentru belșugul ei. Și ridicându-și Lot ochii, a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Firește, într-un ținut plin de atâta bunătate, locuitorii Sodomei și Gomorei duceau o viață ușoară și plină de belșug. Dar s-a întâmplat și aici ceea ce se întâmplă și azi. Îndestularea și îmbuibarea i-a semețit pe oamenii din cele două cetăți. I-a făcut să uite de Dumnezeu și să se cufunde în păcate. Iată, aceasta a fost nelegiuirea Sodomei. Îngânfarea, îndestularea de pâine și nepăsarea. Ah, ce ticălos mare-i omul! Când apucă la trai bun și belșug, el uită pe Dumnezeu. S-apucă de păcate. Și a mâncat Iacob și s-a săturat și a uitat pe Domnul. Israel s-a îngrășat și a părăsit pe Dumnezeu, ziditorul, și a aducea jertfă dracilor. Când apucă omul la belșug, în loc să mulțumească lui Dumnezeu, el uită pe Dumnezeu. Prisosul de belșug și îndestulare, omul îl preface în păcat. Prima învățătură ce ne-o dau Sodoma și Gomora aceasta este: și după ce vei mânca și te vei sătura și îți vei zidi case și după ce ți se vor înmulți boii tăi și oile tale și banii și toate câte ai, ia aminte să nu te înalți cu inima și să uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Păcatul oamenilor din Sodoma și Gomora era îmbuibarea. Era stricăciunea sufletească din cauza belșugului. Păcatul nostru este mai mare decât acesta. Pe viața mea, zice Domnul, Sodoma n-a făcut ceea ce voi ați făcut. Și anume ce? Apoi, aceea că Sodoma și Gomora n-au trecut prin focul lipsurilor, greutăților și necazurilor, că poate de treceau, se îndreptau.
ei au murit înnecându-se în belșug. Pe noi însă Domnul ne-a băgat de ani de zile în focul greutăților, lipsurilor și necazurilor. Ne-a băgat în acest jug ca să ne îndreptăm și de răutăți să ne lăsăm. Pentru că în mijlocul belșugului n-ați slujit Domnului Dumnezeu, veți sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de detoate. Domnul va pune pe grumazul vostru un jug de fier. De ani de zile Domnul ne-a băgat cu adevărat într-un jug de fier. Dar noi ne vedem înainte de păcate și răutăți. Așa zice Domnul: bătutu-v-am cu grindină și arsură în grâu, dar nu v-ați întors către mine. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, ați ajuns ca un tăciune în foc, dar nu v-ați întors către mine. Și încă ceva, Sodoma și Gomora erau două cetăți în plină înflorire și în plin progres. Dar vai, ce folos de înflorirea lor materială dacă viața lor cea sufletească era putredă și putrezea mereu. Se vorbește și în zilele noastre despre progrese cu pași repezi. E plină lumea cu fel de fel de invenții și mașinării. Dar ce folos de acest progres cu pași repezi dacă viața cea sufletească a oamenilor e în plin regres, e putredă și putrezește mereu? Gândește-te nu numai la istoria Sodomei și Gomorei, ci gândește-te mai ales la tine. Gândește-te că poate și viața ta s-a făcut o mică Sodomă și Gomoră. Ai învățătură, ai casă mândră, ai bani, ai belșug, dar ce folos de toate acestea dacă viața ta cea sufletească este stricată? Ce folos de viața ta dacă în ziua de apoi va veni peste ea focul și pucioasa osândei veșnice? Prea bunule Doamne, poate și viața mea este o mică Sodomă și Gomoră. Poate că și eu petrec într-un loc ce amenință să ia foc și pieire veșnică. Trezește-mă, Doamne, trezește-mă să văd starea păcătoasă în care mă aflu. Mai bine mă trezește cu nuiaua suferințelor și încercărilor decât să trăiesc liniștit într-o Sodomă și Gomoră de păcate și de pieire veșnică. Sodoma și Gomora au fost orașele distruse de urgia Domnului datorită păcatelor și desfrâului locuitorilor. Împreună cu Admah, Zoar, Teboim și Bela, Sodoma și Gomora au fost cele cinci orașe biblice ale plângerii. Nimicirea cetăților Sodoma și Gomora au rămas ca o pildă pentru răutatea, imoralitatea și lăcomia oamenilor. În zilele noastre, pe aceste foste orașe, se află actualul stat Palestina. Sodoma era plină de veselie și petreceri, de banchete și beție. Pasiunile cele mai josnicești, cele mai brutale, erau fără frâu. Belșugul ce domnea în tot locul a dat naștere la lux și mândrie. Lenevia și bogăția au dus la iubirea de plăceri și au făcut o pradă ușoară ispitelor lui Satana. Deși aveau înaintea lor exemplul oamenilor dinainte de potop și cunoșteau felul în care mânia lui Dumnezeu s-a manifestat în nimicirea lor, cu toate acestea ei au mers pe aceeași cale a nelegiuirii. Pe vremea lui Avram, oamenii încă nu populaseră Valea Tigrului și Eufratului. Avram, împreună cu nepotul său Lot, au ajuns în Canaan, unde s-au despărțit ulterior. Lot luându-și vitele și locuind în Sodoma. În timp ce Lot era cu turmele la păscut, Sodoma și Gomora au fost atacate de alte patru state din Mesopotamia pentru refuzul plății tributului. Cele două cete s-au luptat în Valea Sidim, unde Sodoma și Gomora au fost învinse. Toate bogățiile celor două orașe au fost luate, precum și locuitorii care au fost luați prizonieri. Printre prizonieri se număra și Lot, nepotul lui Avram, care, după o ceartă între servitori, a fugit și s-a refugiat în Sodoma.
Dumnezeu a venit la Avram și a spus că va nimici Sodoma și Gomora pentru păcatele grele ce se întâmplau acolo. Avram s-a rugat de Dumnezeu să-l cruțe pe nepotul său, iar Dumnezeu a trimis doi îngeri pentru a-l salva înainte de distrugere. Nepotul lui Avram și păcatul cel greu. Cei doi îngeri i-au luat pe Lot, pe soția sa, și cele două fiice ale acestuia și-au plecat din Sodoma, orașul urmând să fie acoperit de o ploaie de foc din cer. Soția lui Lot, care nu a ascultat sfatul îngerilor și a privit înapoi, a fost transformată într-un stâlp de sare. După ce au scăpat de urgie, Lot și fetele lui s-au ascuns într-o peșteră. Fiicele sale, pentru că nu au avut parte de un bărbat, l-au îmbătat pe tatăl lor și s-au culcat cu el. Sodoma și Gomora, două cetăți din Vechiul Testament, au fost distruse de Dumnezeu din cauza păcatelor pe care locuitorilor le făceau. De atunci, numele celor două așezări au devenit simbolul unor păcate grave. Singurii supraviețuitori ai Sodomei și Gomorei au fost Lot, nepotul lui Avram, soția sa și cele două fiice ale acestuia. Soția lui Lot însă, în fuga sa spre munți, a încălcat porunca divină de a nu privi înapoi către cetate și s-a prefăcut în stâlp de sare. Istoria cetăților Sodoma și Gomora este consemnată în Cartea Facere, capitolul 18 din Vechiul Testament. De aici aflăm că zisa deci Domnul: strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. Pogorâmă voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la mine strigarea împotriva lor, iar de nu să știu. De acolo, doi din oamenii aceia plecând s-au îndreptat spre Sodoma, în vreme ce Avram stătea încă înaintea Domnului. Dialogul dintre divinitate și Avram continuă, acesta din urmă întrebându-l succesiv pe Dumnezeu dacă va distruge cele două cetăți în cazul în care în ele se vor găsi 50, 40 sau 10 oameni drepți. Răspunsul de fiecare dată a fost că cetățile nu vor fi distruse dacă acești oameni vor fi întâlniți acolo. Însă cei 10 drepți nu au fost găsiți, iar din Biblie aflăm că atunci Domnul a slobozit peste Sodoma și Gomora ploaie de pucioasă și foc din cer de la Domnul și a stricat cetățile acestea, toate împrejurimile lor, pe toți locuitorii cetăților și toate plantele ținutului aceluia. Unii teologi susțin că acest dialog al lui Dumnezeu cu Avram este o dovadă a milostivirii divinității, care până în ultimul moment dorește îndreptarea păcătosului și salvarea lui și o dovadă a dreptății lui. Dumnezeu nu pedepsește niciodată omul drept. Ai zice că aceste cuvinte, de la anul 600 înainte de Hristos, s-au scris pentru cele ce se petrec astăzi în toată lumea și în țara noastră. Este cu putință să nu se înfricoșeze cineva văzând asemănarea? Toți cei care mai vrem să stăm cu frică de Dumnezeu în acest loc, toți cei care ne neliniștim ca să nu ajungă țara noastră în adâncul relelor încât să nu bage în seamă, toți cei care nu suferim să vedem cum țara noastră se transformă în Sodoma și Gomora, să înțelegem profunzimea cuvintelor dumnezeiești. Să ne subțiem simțirile noastre duhovnicești pentru a putea constata amploarea mândriei, adică a provocatoarei și obraznicei nerușinări care a cuprins lumea noastră, vremea noastră, pe străzile orașelor noastre, afișele și ecranele gigantice a civilizației noastre materialiste, stilul nostru de viață, înseși inimile noastre și prin ea toate alegerile și preferințele noastre estetice.
toată această climă, această atmosferă în care ne mișcăm și care favorizează apariția continuă de noi monstruozități asemănătoare. Să ne dăm seama de seriozitatea împrejurărilor, de marginea prăpastiei pe care ne aflăm și să ne îmbrăcăm în sac și cenușă. Să cădem în genunchi, să ridicăm mâinile, să plângem înaintea lui Dumnezeu, recunoscând că am păcătuit, fără de lege am făcut, vinovați suntem. Această frică, frica lui Dumnezeu, evlavia, conștientizarea a tot prezenței lui, să le cultivăm în noi înșine și în copiii noștri. Altă cale nu există. Avertismentul lui Dumnezeu este limpede. Mai înainte de sfărâmare, merge defăimarea și mai înainte de cădere, cugetarea cea rea. Și Domnul celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!